Am avut un, da, am avut un consiliu, Consiliu Politic Național, o analiză de data aceasta doar pentru 4 organizații și o analiză de ansamblu activității din interiorul partidului. Am avut un vot clar pentru susținerea domnului Victor Negrescu pentru funcția de vicepreședinte la Congresul PES de săptămâna aceasta de la Berlin și o să venim și cu o nominalizare de vicepreședinte când va avea loc la Madrid Congresul Internaționalei Socialiste. O să vedem ce coleg sau colegă dintre europarlamentari își va asuma această candidatură. Am avut foarte clar discuția, ca și astăzi la guvern, în rezoluția de la Congresul PES să fie familia social-democrată o susținere clară pentru integrarea în Schengen a României și 2 numiri la sectorul 5, a numit președinte interimar pe actualul primar, viceprimar cu atribuții de primar pe domnul Melnic Constantin și pe domnul Neacșu Marian, președinte interimar la sectorul 3. Vă rog. Ați avut în ședința și miniștrii, voiam să vă întreb dacă v-a spus în mare ministrul finanțelor publice, domnul Adrian Căciu, cum arată proiectul de buget pe anul 2023. Am avut o discuție, am avut una și cu primul ministru și cu domnul Căciu. Este pentru prima oară în 30 de ani când în România vom avea un buget pe proiecte și pe programe. Va fi o altfel de construcție de buget, de aceea am și declanșat mai devreme această procedură pentru aprobarea bugetului de stat până la sfârșitul anului. Categoric, la sfârșitul noiembrie, cel târziu în prima săptămână din decembrie, va fi aprobat în Parlament. Eu, cu tot o altă construcție, am făcut o mică prezentare domnul Căciu, avem și ultima rectificare de la sfârșitul noiembrie și să vedem cum ne încadrăm în ultima rectificare și restul de decizie, categoric, le vom lua în coaliție. În schimb, au fost foarte mulți președinți de consilii județene, foarte mulți primari de reședință de județ, primari de municipii reședință de județ și am avut foarte multe discuții aplicate administrative cu miniștri și cu transporturi. Mai mulți bani la Ministerul Muncii, de exemplu, Ministerul Transporturilor. Nu s-a intrat, nu am intrat în această discuție pe capitole. A fost această discuție și urmează pe urmă să o am eu în coaliție și cu liderii. Nu sunt de acord, nu este foarte clar amendamentul și vor să vină cu anumite lămuriri și o să vină și ei cu o propunere către liderii de grup. Bun, vedem că pe de-o parte este cel mai bine, haideți să vedem propunerea de la dânsi. Pe de-o parte vedem că ar fi vorba de la 1 ianuarie 2023 de majorări de venituri, pensii, salariu minime. Întrebarea este dacă vor crește și aceste impozite până la urmă. Adică, haideți să nu facem, vă rog eu mult și știu că cunoașteți la fel de bine ca și mine, să nu facem un carcalete. În primul rând, mărirea taxelor locale, sub nicio formă nu ajută bugetul de stat consolidat, de unde se dau măriri eventuale de salarii sau măriri de pensii. Sunt două lucruri total diferite. Permiteți-mi să apuc să îi răspund colegii dumneavoastră și cu mare plăcere. Au o altă formulă și o altă viziune primarii de municipiu. Am înțeles că vor trimite și o adresă oficială de la AMR, de la Asociația Municipiilor din România, în ceea ce privește... Știți foarte bine că această mărire pe proprietăți care ajută bugetele locale a fost făcută acum 3 luni de zile prin ordonanță, prin modificările la codul fiscal, unde era trecut foarte clar că se va aplica grila notarială. Primarii au venit și au explicat, tehnic nu se poate face acest lucru. S-a venit cu acest amendament, cu mărire de până la 50%, dar coeficientul rămânând același,
Cu alte cuvinte, era o descentralizare și fiecare primar venea și propunea dacă mărește sau nu mărește, ele pot rămâne la fel. Cu grila notarială, lucrurile erau foarte clare. Unde, în funcție de unde ai proprietatea, repet, nu putem compara municipiul Buzău cu municipiul București. Să ai proprietatea, indiferent de locul proprietății pe raza municipiului. Lucrurile ar fi fost foarte clare. Și acum se caută altă formulă ca să fie aplicabilă și corectă. Dacă ați fi adoptat acea majorare cu impozitarea pe baza grilei notariale, ar fi plătit impozite mai mari oamenii care au apartamente sau case mai scumpe. Așa, majorarea pe care o faceți dumneavoastră tocmai este pentru toată lumea. Cu această lămurire au venit primarii de municipii și atunci se va modifica în Parlament. Și pentru administrațiile publice locale, cât înseamnă, în plus această modificare a taxelor locale, câți bani ar aduce dacă există o estimare? Era estimarea făcută pe grila notarială. 4 miliarde. Ce ar fi dus aproape de 700 de milioane de euro. Mai ales că avem și un jalon în PNRR și o recomandare organismelor financiare internaționale, pentru că în România doar 2% din PIB ca și venituri reprezintă taxele pe proprietăți. Media europeană este peste 4% în acest moment. Ca să înțelegem, spuneți că ar trebui, primarii spun că ar trebui să crească impozitele în funcție de valoarea proprietății. Acesta este amendamentul pe care tocmai ei au spus că nu-l pot aplica de anul acesta. Dar să găsim o formulare până când se va face digitalizarea la ANAF și în corelare cu OAT-urile, să venim cu o variantă. Și au zis că vor veni și ei cu o propunere. Ca să nu mai fie unitar, pentru că în momentul de față... Categoric că nu. Creșterea... Deci, s-a încheiat cu unitarul. Bun, puteau oricum, primarii puteau prin hotărâri de Consiliu să facă diferențe. Dar e mai ușor prin lege. Nu e nicio problemă. Nu. Nu, și-au asumat cu grila notarială, cum e și normal, dar haideți să venim cu un amendament cât se poate de clar să nu fie interpretat. L-ați avut asta de vorbă, spuneați și cu Ministrul Finanțelor. Vreau să vă întreb despre ceea ce a anunțat Agenția de Rating, că România la începutul trimestrului, semestrului viitor, va intra într-o recesiune tehnică. Ce înseamnă mai exact și dacă puteți să spuneți dacă este cu adevărat, dacă ne afectează cu adevărat? Ne afectează oricum pe toată lumea. Vedeți ce s-a întâmplat numai astăzi în Ucraina. Cred că agențiile de rating iau tot contextul, inclusiv ce se întâmplă în Europa, inclusiv ce se întâmplă în Germania și cred că în acest context au venit cu această perspectivă. Știm că am plecat și cu o creștere economică de doar 2%, să avem peste 4% această creștere economică. Deci ține de fiecare stat în parte. Azi dimineață făceam un apel să fim cu toții români și să încercăm, când intrăm în magazine, să alegem în primul și în primul rând produsele românești. Nu o să fie un an ușor anul viitor. Dacă contextul internațional, dacă Germania, de exemplu, care este principalul partener economic al României, va intra într-o zonă de recesiune tehnică, automat că influențează și economia României. Clar că anul viitor, ei prevăd de fapt economică... o scădere a consumului. E normal, e primul lucru pe care îl facem fiecare dintre noi. Când nu știm foarte clar ce se întâmplă la iarnă, atunci ne facem calcule mai chibzuite și consumăm mai puțin bani. Pentru că domnul Căciu a făcut o prezentare către conducerea social-democrată, ne puteți spune care este prognoza dânsului prezentată de creștere economică pe anul viitor și cum va afecta bugetul? O să vedem exact prin construcția bugetului. E o discuție mult prea tehnică și aplicată să fie avută în Consiliul Politic. Când va afecta și promisiunile sociale făcute de Partidul Social-Democrat, aceasta, să spunem? Nu e o promisiune. Haideți să nu... Vrei să încurajezi consumul, da? Pe de altă parte, am luat niște măsuri
prin scheme de ajutor, de exemplu la industria alimentară. Și nu numai. E prima oară când am întors în economie aproape 6% din PIB, prin diverse forme de garantare, scheme de ajutor pe sectoare economice, către Horeca, către toată lumea. E normal că trebuie să încurajezi și nivelul de trai și puterea de cumpărare, că degeaba produci dacă nu ai cerere. Ca să ai cerere, trebuie să indexezi veniturile oamenilor, trebuie să creezi un echilibru între cele două. Bun, apropo de acest lucru, dacă îmi permiteți, Comisia de Insolvență de la nivel central, din care fac parte mai multe ministere, Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, spune că în momentul de față o familie cu doi copii din România, din nivel urban, poate să trăiască cu 3.300 de lei pe lună. Mi se pare o sumă care poate depinde să trăiască o familie, de exemplu, în București. Iarăși, depinde cu ce compari, depinde cum se poate, poate trăi o familie. Presupun că sunt INS-urile, au o bază, nu știu baza de calcul. Eu vă întreb dacă personală. În opinia mea e foarte greu să... Poate un singur venit să fie la acest nivel. De aceea nu înțeleg niciodată această discuție cu mărirea pensiilor. Păi, bun, sunt pensionari care au 1.500 de lei. Ce am cerut atât Ministrului Muncii cât și Ministrului Finanțelor să pregătească pentru o viitoare ședință de coaliție să avem o analiză pe venituri pe familie. Cred că în momentul acela începem să avem un tablou cât mai corect ca să știm cum venim cu resursa bugetară, chibzuită de altfel. Dumneavoastră știți ce impozit plătiți la locuință? Plătesc că la Buzău, un bin, la sfârșit de an, le plătesc după card. Nu știu, vreo 2200, ceva de genul ăsta. Pentru că l-am întrebat mai devreme pe colegul dumneavoastră de partid, Paul Stănescu, și spunea că nu se uită. Nu, îmi vin și mă uit, că le plătesc după telefon. Începem. Ține și de balanța comercială și vedem că începem încet, încet, importăm. De aceea, astăzi de dimineață, insistam pe produsele românești și pe zona de produse alimentare, pentru că au o componentă mare, scumpirile în zona alimentară la inflație. Eu sper că vom continua să o ținem. Aici sunt cele două componente, prețurile la energie și prețurile la alimente, mai ales că urmează, știm foarte bine, o perioadă de sărbători. Mai este până la 30, sunt vreo 22 de miliarde până acum, dar este în întreg ansamblu. De aceea trebuie, e un vârf de import. Domnule Ciolacu, dacă ați cerut acea analiză pe veniturile familiei, înseamnă că luați în calcul și posibilitatea de a veni cu noi măsuri de sprijin dedicate familiilor? Posibil să gândim, dar ca să iei deciziile, trebuie întreaga informație. Mai exact. Și să vedem întreaga informație, în atât câte familii se încadrează pe sume nominale, presupun că e o bază de discuție pentru eventuale propuneri de ajutor one-off, cum au fost și când am intrat la guvernare, pentru perioade limitate, cum este perioada iernii. Ordonanța pe energie, am spus că veți începe noi discuții cu furnizorii, cu distribuitori, când vor începe? Am dat la comisie, au început deja. Acestea au început să programeze ca să... Ea este în vigoare. Vă referiți la modificări. Cred că cât mai repede, cu atât mai bine. Ordonanța pe energie și compensările ajut la scăderea inflației. Dacă n-am fi luat atunci în aprilie, cred că, după ce am renunțat la o faimoasă formulă de calcul pe care n-a înțeles-o nimeni nici acum, dacă n-am fi venit cu ordonanța în aprilie atunci, cu adevărat inflația ar fi crescut foarte mult. Ce se va întâmpla cu ordonanța pe prețul lemnelor? Ați mai discutat și pe ce subiect? N-am avut încă discuția în coaliție ca să... Ea va veni. Nu vreau. N-am încă o analiză foarte clară și n-am toată informația și nici discuția în interiorul coaliției. În zona privată, domnule președinte, deja susțin că vor face două facturi.
o factură, iertați-mă, o factură pentru prețul de achiziție a lemnului și o altă factură pentru tot ce înseamnă desfacerea acelui lemn, spargere, depozitare, transport. Haideți să avem toate aceste discuții, de aceea orice ordonanță devine lege după ce trece în Parlament. Până atunci, dar și nu trebuie să ne fie, nu trebuie să fie o rușine faptul că legile sau ordonanțele când devin legi pot fi perfectibile. Sunt perfectibile și le putem modifica. Dumneavoastră personal ați reușit să înțelegeți cum s-a ajuns la acea extindere a plafonului de 400 lei și zona privațiului și cum s-a eliminat acea interdicție. Cu tot respectul, după ce o să am o discuție în interiorul coaliției, o să vă răspund. Dar nu ați avut o discuție înainte? A fost o discuție, au venit alte variante. Este dreptul guvernului să vină. De aceea până există, și liberalii recunosc, domnule președinte, tocmai de aceea ceva. O să vină în Parlament și dacă se impun modificări o să le facem. Mă rog. Până și liberalii recunosc că am înțeles mesajul dumneavoastră. Nu. Și cine e responsabil pentru situația asta atunci? Este vreo situație neplăcută? S-a întâmplat ceva? E vreun lemn lipsă? A luat foc undeva, a creat nemulțumiri. Va veni la Parlament și o să stăm de vorbă cu nemulțumiți. Poate guvernul să limiteze prețul unui produs pe care îl vinde un în situații de criză, da. În situații de criză, da. Dacă guvernul constată că nu mai face... Există o zonă de speculă, mai ales când te adresezi populației, da, și susțin acest lucru. Nu am vorbit, am răspuns la ceva generic. Dumneavoastră spuneți în felul următor, dacă mâine guvernul plafonează prețul cu care se vinde uleiul la 6 lei, fără să ofere nicio compensă... Dacă există o zonă de speculă pe acel produs, da, ai dreptul să intervii. Dar vorbim despre un caz concret și lemnele de foc, dacă nu există un... Deci, m-ați întrebat ceva, haideți să nu personalizăm. Da, era o zonă în care putea să devină o zonă de speculă lemnul de foc. Statul poate să și importe prin RomSilva o cantitate mare ca să acopere consum. Dar nu poate să importe ca să, pe urmă, să facem bani la RomSilva. Nu putem intra în acest cerc vicios. Okay, și, pe urmă, să venim cu compensări la prețuri. Ne-am păcălit. Poate acționa în piață pentru a plafona prețul oricărui produs. Da, în situații de criză, da. Vă repet foarte clar, da. Și susțin acest lucru. Există într-adevăr o lege care permite acest lucru, a fost adoptată de guvern, dar în acea lege nu s-a precizat niciodată ce înseamnă situația de criză. Nu, situația, ce se întâmplă în viața noastră. Situația de criză nu trebuie să vină sau să o citim sau să o vedem. Când se întâmplă, o vedem la dumneavoastră, la televizor. Pe perioadă limitată de timp, guvernele au această posibilitate și cred că este corect așa. Când are un impact mare asupra populației, guvernul are obligația chiar să intervină pe o situație, pe o perioadă limitată. Nu transformăm, nu venim cu alt regim. Această intervenție de care vorbiți, în ultimul fața are și respectiv, s-au semnalat și există deja cazuri în județele de munte în care persoane fizice întotdeauna au fără limită cantități de lemn pe care... Întotdeauna când se intervine, există și o emoție și există și niște jucători. Haideți să vedem efectele, tot ce este efect negativ, vom îndrepta la Parlament. Cum facem și cu ordonanța 119. Vă rog. În momentul acesta, deja în piață, cel puțin pentru consumatorii casnici, există întârzieri la emiterea facturilor. Vă rog frumos, chiar să mă certați că nu s-au trimis facturile la cetățeni. Nu asta era intenția mea, domnule Ciolacu. Intenția mea era de a vă întreba ce faceți cu ordonanța, pentru că este la Camera Deputaților. Ordonanța este în vigoare. Da, dar și se pune în aplicare. În momentul în care
guvernul emite o ordonanță, se pune în aplicare. Sunt niște modificări care au trecut de Senatul României și care au bulversat piața. Nu are cum să bulverseze. Momentan, legea, nu știm foarte bine că Camera Deputaților este decizional pe ordonanța 119. Haideți să dacă eu mâine inițiez un proiect de lege să modific cum se opresc mașinile pe stradă, bulversez circulația după stradă, eu am o lege care se aplică și urmez întâi acea lege. Ce se va modifica? Va veni și se va modifica. În acest moment, dumneavoastră sunteți mai degrabă pentru opțiunea aceea ca facturile să fie emise pe baza consumului real? Da, în timp real. Am și declarat public acest lucru și am și hotărât acest lucru în coaliție. Și domnul prim-ministru a declarat același lucru. E și normal. Este o citire la 4 luni, ca să venim cu amendamentul exact ca să poată fi și aplicat, să nu facem legi de dragul legii. Și vom vedea care este formula cea mai bună. În cazul ordonanței privind lemnele, sunteți cumva a susține ideea acordării unor compensații pentru firmele private care trebuie să vândă la cel plafonat de 400 lei? Sau care ar fi soluția? Ce știu eu foarte clar, că din cifra de afaceri celor din industria lemnului, asta reprezintă, lemnele de foc reprezintă 1-2%. Deci nu este, să spui că punem în acest moment, distrugem vreo afacere din domeniu. Haideți să vedem, calculul de 400 de lei totuși acoperea, absolut, acopereau toate cheltuielile. Mulțumesc mult! Care este poziția dumneavoastră legată de faptul că în momentul de față, din cadrul Ministerului Antreprenoriatului Turismului și o parte din acest minister a trecut în subordinea directă a premierului, mai exact, partea de comerț exterior? Am înțeles că se face o agenție în subordinea domnului prim-ministru. A fost o discuție în coaliție și eu am zis că nu am nimic. Presupun că există un plan al primului ministru să devină mai eficientă acestă, să fie totuși ceea ce privește investițiile străine și relații. Trebuie să iei niște măsuri. Domnul prim-ministru dorește să se implice direct. Când ai un deficit pe care dumneavoastră l-ați invocat destul de mare, aproape 22 de miliarde, trebuie să începi să vezi care sunt pârghiile pe care le ai la îndemână ca și prim-ministru să îndrepți aceste lucruri. Cred că a fost o decizie corectă, să vedem cum va fi pusă în aplicare. Mulțumesc. Mulțumesc mult!